E perioada vacanțelor. Facem călătorii, drumeții, plecăm tot mai des de acasă și fiind cald, lăsăm ferestrele deschise, iar hoții profită de absența noastră, spun polițiștii maramureșeni. Pentru ca bucuria vacanței să nu fie umbrită de surprize neplăcute la întoarcere, polițiștii de prevenire atrag atenția asupra modului în care ne putem proteja locuința. Indiferent pe ce perioadă de timp plecați de acasă, chiar și până la piață sau la magazinul de la colț, încuiați nu doar ușa de la intrare, ci și ferestrele. Dacă plecați pentru mai multe zile, lăsați o sursă de lumină pornită. Aceasta va ține hoții la distanță. Rugați un vecin să vă ia corespondența, chiar și reclamele din cutia poștală care sunt la vedere. O căsuță poștală plină este un indiciu pentru hoți că nu sunteți acasă. De asemenea, indiferent dacă locuiți la bloc sau la casă, puteți monta un sistem de supraveghere video. Astfel veți putea monitoriza cine intră în curtea casei sau în scara blocului. La bloc puteți face acest lucru cu acordul tuturor proprietarilor. Evitați să lăsați cheia de la intrare la îndemâna hoților. Sub un preș, într-un ghiveci, într-un pantof sau într-un dulap vechi de la intrare, aceasta nu este în siguranță. Totodată, evitați să vă informați prietenii de pe rețelele de socializare intenția de a pleca în vacanță sau postarea de fotografii și materiale video de la distanță în timp real. Puteți să vă împărtășiți bucuria cu prietenii la întoarcere. Dacă sunteți proprietarul unei locuințe în proces de construcție, evitați să lăsați uneltele în aceasta. Acestea sunt tentante pentru hoți.